care le are abilitățile, competențele și așa mai departe. Astăzi am lângă mine aici o doamnă și un domn care îi prezint imediat. Bună seara, bine ați Bună venit! seara, bine v-am găsit și Bună mulțumim seara! pentru invitație. Doamna Anca Topârcean. Bună seara, bine v-am găsit, Crișan Cristian. Și Crișan Cristian de la Teiuș. De la Teiuș. Astăzi vrem să desfacem firul în patru sau mai multe în fire în patru, în sensul că vrem să vedem esența unor lucruri și cu ce putem fi de folos noi, pentru noi ca și grup, ca și țară, ca și zonă în care locuim în prima fază. Și să începem întâi cu doamna, ca așa e ladies first. Da, mulțumesc. Și să ne spuneți ce faceți, cu ce vă ocupați și puțină prezentare așa, faptul că ați fost sau sunteți pentru prima dată aici cu noi. Da, într-adevăr sunt pentru prima dată în emisiunea dumneavoastră. Sunt economist de profesie. Am activat 20 de ani în mediul privat, respectiv director executiv a două societăți, una cu peste 25 de ani de activitate, cu obiect principal de activitate transportul rutier de mărfuri, cealaltă cu reciclare deșeuri, prestări servicii diferite, curățenie industrială, ambalare. Pot să zic că am experiență în managerierea unei firme private. În 2019, la sfârșitul anului, începutul anului 2020, am început să cochetez cu ideea de a intra în politică, tocmai din prisma faptului că dacă toți stăm deoparte și avem doar păreri și nu trecem la fapte, nu punem în aplicare și nu ne facem cunoscute ideile, ne complacem și într-un fel ne merităm soarta dacă nu luăm atitudine. Și atunci am zis, din punct de vedere financiar, am un oarecare confort, nu trebuie să fac lucrul acesta pentru un confort financiar sporit, pur și simplu pentru a-mi aduce aportul la schimbare, la marea schimbare pe care ne-o dorim toți. Dar majoritatea din comoditate rămânem doar la vorbe și nu trecem la fapte. În același timp am luat-o și ca pe o experiență și am zis că o să fie un drum pe parcursul căruia cu siguranță o să-mi îmbunătățesc și o să-mi lărgesc cunoștințele și ca pe o provocare totodată, pentru că pornind de la cetățeanul simplu care plătește taxe și impozite și care e veșnic nemulțumit că statul nu face nimic pentru el și se trezește la diferite instituții și e pus în situația să aștepte la cozi, să fie mutat de la un ghișeu la altul, fără să rezolve concret și să-și piardă o bună parte din zi pentru acest lucru. Am zis că trebuie să facem ceva în sensul ăsta și am găsit și partidul care rezonează cu ceea ce gândesc, cu principiile mele și cu perspectiva asupra viitorului. Pilonii pe care îi susține partidul și pe care se bazează sunt foarte importanți pentru mine, în primul rând credința, națiunea, bineînțeles, de fapt toți patru,
ca unul cu patru picioare, da? Și atunci, având în vedere că liderul nostru și președintele partidului, George Simion, este un om remarcabil, tânăr, cu multe idei foarte bune și, ceea ce e foarte important, are o dorință și o forță, nu știu cum nu obosește, sincer, se luptă el cu tot sistemul acesta corupt care de 30 de ani ne conduce înspre dezastru. L-am admirat și l-admir în continuare și sunt mândră că fac parte din echipa lui și că pot să pun umărul la această schimbare. Da, încă n-am avut aici așa lângă mine, să spunem, în studio, nici chiar în timpul alegerilor, un om politic așa pragmatic și concret și cu punct și virgulă, subiect și predicat, fără alte zorzoane și umpluturi și cum se practică în politică. Eu merg pe principiu keep it simple. Da. Pentru că n-are rost să ne complicăm. Lucrurile sunt simple, de fapt. În multe situații noi le complicăm. Așa este, da. Da, dar haide să le tranșăm și să vedem esențialul. De obicei, cei care sunt așa pe varianta simplă, nu le place ceața și abureala, așa să zicem, pe terminologie de stradă, ci vrea să fie claritate. Da. Și am văzut asta din ce ați expus mai devreme și eu nu zic că nu se poate, e adevărat că se poate și poate că veți găsi și soluțiile pentru a rezolva aceste lucruri, pentru că până la urmă... Soluții se găsesc, doar trebuie să vrem să facem lucrul acesta. Trebuie să vrem să ne ajutăm într-adevăr țara și semenii și să nu ne gândim la buzunarele noastre, pentru că soluții, mai ales într-o țară ca România, cu atâtea resurse, cu siguranță se găsesc. Doar că toate mințile aceste luminate care sunt la conducere, pentru că sunt și oameni de calitate, trebuie să pună la oaltă și împreună să găsească soluțiile benefice pentru români. Da. Dumneavoastră, domnul Crișan, ce ați mai făcut de la ultima noastră întâlnire, care n-a fost așa de mult? Da, o lună de zile a trecut. Da, o lună deja? Da, deja o lună de zile. Luptăm. Luptăm, ne stăm pe poziții. A venit frigul la Teiuș. Au început fibrilațiile. Cetățenii ce zic? Cetățenii se pregătesc. Cu un ochi în factură? Își cumpără lemne, care cum poate. Sunt cam pe cont propriu cetățenii. Statul nu îi ajută. Din contră. Da. Am văzut în ultima perioadă este așa un pic de... aproape înspre disperare, da, începe să fie... Disperarea o vezi la tot pasul. Este, cred că, deja un început de depresie, pentru că, pe de o parte, omul vrea să-și cumpere lemne, pe de altă parte, zice, bă, nu mai aveți voie să faceți focul lemne, pe de partea alaltă să scumpesc toate celelalte surse de combustibil, pupăză peste colac, n-ai voie nici să faci peste 19 grade, indiferent că ești bolnav sau nu, mă rog, s-a emis niște chestii așa fără temei, fără pază la portiță, să spunem așa. Sau s-au trezit să vorbească. Da. Chiar cum ar putea să și este un început, sau nu știu, poate la unii mai accentuat, dar este un început de depresie. Cum știți în aur ce se spune despre partea asta energetică? Păi, despre partea energiei se cunosc. Lucrurile sunt o groază de informații pe site-urile administrate de ANRE, acolo oricine poate să găsească o serie de informații, printre care și cele referitoare la capacitățile de producție pe care le are România.
și nu sunt folosite nici la 50% din potențial, chiar spre 30% la ora actuală. România are o capacitate de producție undeva la 180.000 de megawați. Nu. Da, 180.000 de megawați. Lăsăm domnul economie să ne spună. Și consumul este undeva la jumătate. Consumul real al populației, al țării, consumul țării la jumătate din ceea ce poate să producă România la ora actuală prin capacitățile care le deține. Și dacă scădem mintia și alte lucruri? Sau nu? Chiar și așa, doar hidroelectrica și nuclear electrica sunt capabile să acopere necesarul consumatorilor casnici. Bineînțeles, asta se poate face dacă și statul român își dorește și asta ar fi o soluție să nu mai treacă prin 100 de mâini și această energie, având în vedere că implică niște costuri și transportul, bineînțeles, dar cu toate acestea ar putea fi mult mai ieftină și românii să plătească un preț corect în sprijinul lor, mai ales în perioada de iarnă și suntem în plină criză economică. Ne-am luptat cu pandemia 2 ani de zile, trecem printr-un război, toate măsurile promise de guvern, pentru că în perioada pandemică ni s-a spus să avem răbdare, să rezistăm până după perioada pandemiei, pentru că vor veni cu ajutoare și cu sprijin, mai ales pentru IMM-uri. Avem 700.000 de firme în România care sunt grav afectate de pandemie, sunt grav afectate de aceste costuri energetice enorme și care nu sunt ajutate. Mai mult, în ultima perioadă se sesizează tot mai multe controle și amenzi tot la cei care s-au luptat să supraviețuiască, mulți dintre ei nu au reușit și au trebuit să-și închidă afacerile și tot ei sunt loviți în loc să fie ajutați să treacă de perioada asta grea. Nu este corect. Da. Pentru că sunt soluții. Deci la producție de energie stăm bine. Da, și Aur a venit cu propunerea de a redeschide centralele pe cărbune, de a folosi gazele românești pentru români, de a finaliza investițiile în centralele de producere a energiei, de exemplu centrala de la Iernut, dar ca și multe alte propuneri legislative pe care le-a făcut Aur, au fost 49 de inițiative legislative, n-au trecut de Senat, de Camera Deputaților, pentru nici că... Nici măcar de comisii. Nici măcar de comisii. Niciuna dintre ele? Niciuna dintre ele. Nu știu dacă... Săptămâna trecută, de exemplu, au fost depuse proiecte de lege privind creșterea plafonului de TVA de la 300.000 la 450.000. Măsură venită să țină în zona scutirilor de taxe societățile cu număr mic de angajați și volum mic de producție. Da, la TVA mă refer. În condițiile în care inflația galopantă, care a ajuns la 15%, 15,01% parcă la 100%, din acest an și prognoza pesimistă de anul viitor determină în mod natural o creștere a prețurilor. Săptămâna trecută, cred că chiar în 14 septembrie a fost depus această inițiativă. Pe lângă alte două, o să ajungem și acolo, dar cum spuneam, nu se dorește. Guvernul care ne conduce nu-și dorește ca românii să fie ajutați și să trăiască decent în țara lor. Este un guvern
anti-români. Exact așa. Ce ar trebui să facă guvernul? Că de obicei românii sunt, se descurcă destul de bine singuri. Sunt descurcăreți românii, dar în momentul în care din toate părțile, adică din partea fiscului, din partea să zicem Ministerul Economiei, din partea celor care se ocupă de fondurile europene, nu ești ajutat, nu ești sprijinit, nu ai o legislație stabilă, tot timpul se schimbă legislația. Când se schimbă guvernul, ministrul, da, se schimbă... Să știți că orice afacere, orice afacerist, businessman, s-ar adapta celor mai dure condiții de impozitare. Dar să știe care e stabilitate. Îți faci un plan de afaceri și tot faci să ieși pe profit. Dar când ai o nebuloasă legislativă care se schimbă mereu, în primul rând, ca antreprenor, ești demoralizat. Vreau să vă spun că, uite, în Ziarul Financiar avem o știre. În primele 4 luni ale anului 2022 s-au închis peste 40.000 de business-uri, de afaceri. E enorm. Și câte se redeschid? Ca să facem cu minus, că poate... De redeschis... Pe alta. Nu scrie... Nu. Trebuie să facem o diferență, dar eu cred că mai puține se deschid decât se închid. Sunt prea puțini curajoși să mai deschidă afaceri. Asta e că te descurajezi, da, când îți faci un plan de afaceri, automat trebuie să-l faci pe 5 ani. Nu poți previziona ce se întâmplă în următorii 5 ani. Și Contractele care au fost, să zicem, luate de... câștigate de firme anul trecut, mai ales firmele de construcții. Asta vă puteți imagina ce înseamnă creșterea costurilor la materiale de construcții. Au fost probleme și cu licitațiile, Deci, da, au plecat acasă. Da, foarte multe firme din domeniul construcțiilor au intrat în insolvență din această cauză. Și sunt proiecte, am înțeles, care sunt blocate. Nu se pot face, efectiv. Da, sunt aprobate toate, dar nu are ce înțeleg. Inclusiv proiecte pe fonduri europene care s-au blocat din această cauză. Adică, dacă ai stabilit, eu știu, să construiești ceva, o casă de cultură, o șosea, și ai stabilit un preț inițial, deja când a crescut prețul de 2-3 ori, n-ai cum să faci să termini construcția respectivă, investiția. Păi da, că nu ești de la magazin, nu te condiționează, băi, am semnat un contract pe banii ăștia și pe cine interesează, nu? No, și statul nu intervine, sau foarte tardiv. Cum ar putea să intervină? Să accepte renegocierea contractelor și actualizarea prețurilor la materiale. Și la manoperă, nu? Și manoperă, da. Măcar materialele să... Pentru că și oamenii... Măcar materialele să fie. Oamenii sunt afectați. Sunt conștienți de situație și posibil să accepte o perioadă să... Pentru că dacă și salariile ar fi mai... cum să spunem? Nici nu știu cum să spun. Mai pretențioși. Decente, să zic. Nici nu știu cum să spui. Poate că n-am mai plecat afară din țară, nu? Ei, uite, acum mi-ați ridicat o minci la fileu cu plecatul afară. Haideți să discutăm despre muncitorii veniți în România. Chiar vă rog. De ce un muncitor venit, să zic, din țările asiatice e plătit cu minim 700 de euro, dar de regulă cam la 1000 de euro se ridică salariile brut, nu, net. Care mulți dintre ei s-au învățat să lucreze românește. Da. Cazare și masă și românii noștri pleacă, exact, pleacă în afară, pentru că ai noștri nu sunt plătiți la nivelul ăsta. Poate să răspundă cineva la o întrebare de genul ăsta? De ce se întâmplă lucrul ăsta? Ce face guvernul? Cum permite asemenea lucruri să se întâmple?
Păi, pentru că de acolo pleacă. Asta este întrebarea pentru dumneavoastră. Da. Ce trebuie și pentru dumneavoastră, cine, și pentru colega, facă, și cine ar putea să dea un răspuns. Cine, ce trebuie să facă ca, într-adevăr, lucrurile să se reglementeze? Guvernanții să fie români și să lupte pentru români, nu pentru interesele altor țări. Mai ales că majoritatea din cei care vin din țările asiatice folosesc România doar tranzit, ca un tranzit, da. Majoritatea își doresc să ajungă de fapt în celelalte țări europene, cum ar fi Franța, Spania, bine, asta Italia. Dăm la schimb cu românii noștri să vină înapoi. Da, să meargă. Deci noi îi punem așa un pic să vină pe picioare și după aia îi dăm la schimb, nu? Pe lună salar, da. Dar, uite, știi, e ciudat pentru că m-am confruntat cu asemenea situație prin prisma faptului că în curățenia industrială, fiind o muncă mai murdară, nu am găsit oameni care să fie serioși, să respecte un program și să facă această muncă, în sensul că aveam de multe ori lucrări mai mari și un termen limită și de obicei se întâmpla la unul îi murea pisica, la unul, nu știu, se întâmplau diferite scuze din astea cu care suntem obișnuiți și mă trezeam dintr-o echipă de 15-20 de oameni fără 3-4, care e foarte mult. Când ai o lucrare, să o faci într-un termen limită. Și atunci am încercat și noi varianta asta, respectiv am adus oameni de afară, tocmai prin prisma faptului că fiind cazați la noi și putând să le controlez programul, să elimin dificultățile și neplăcerile astea, pentru că când ai un contract, o comandă pe care trebuie să o respecti, altfel ai penalități, nu îți poți permite să întârzi, să nu o faci, să nu respecti. Dar, din păcate, din 10 aduși, 6 au fugit. Da, de asta zic că din experiență vă spun că folosesc România ca dar tranzit. Bine, voi nu plăteați 1000 de euro? Nu, pentru un muncitor necalificat, nu. Nu. Dar într-adevăr trebuia să le oferim și cazare și masă. Cu câți ani în urmă? Și asta fiind cu 2-3 ani în urmă. Da, actual se întâmplă. Da, probabil nu mai sunt la curent de mai bine de un an jumătate și jumătate nu mai sunt directorul executiv al acestor firme de când de după alegerile parlamentare și atunci nu mai sunt la curent cu salarizarea. Și cam după cât timp s-au învățat să lucreze românește? Pentru că de obicei aud frecvent acest lucru. Cum aduci o tură de oameni noi, trebuie să-i lași să lucreze singur, să nu intre în contact cu românii, pentru că se învață repede la, mă rog, traschiul-ul și las că trece și astăzi și mâine și cum știm noi de fiecare dată. Sinceră să fiu, nu știu, poate a fost un caz fericit, dar cei cu care i-am pus în echipă, pentru că am făcut un mix, într-adevăr, nu i-au influențat negativ. Bine, asta în condițiile în care eram tot timpul am lângă înțeles. Ei. Am înțeles, da. Da, deci erau tot timpul supravegheați. Deci până la urmă îi dăm la schimb? Cu ai noștri? Păi trebuie să-i dăm. Pentru că pentru că locul românilor în România. Da, da, da. Și sunt locul mulți care și-au luat inima în din și-au venit, chiar au renunțat la tot ce a avut acolo și au venit doar cu experiența și nu după multă vreme au tot încercat să facă de toate și n-au reușit să răzbată cu problemele și birocrația și s-au dus înapoi. Și vor să vină acasă pentru că nu-i lumea de acolo, nu-i pentru ei. Au situație materială bună, au, mă rog, case, proprietăți, dar nemulțumirea aia sufletească
cei care încă n-au pășit, dar sunt care au renunțat la acolo, au venit. Nici aici nu s-au putut stabiliza pentru că na, era alt mediu și ei nu sunt, să spunem așa, acasă nici aici, nici acolo. Oare cine este, să spunem așa, vinovat, cel puțin moral, pentru astfel de oameni? Pentru că oamenii n-au plecat de bine, vor să revină înapoi cu know-how și cu tot ce au, și nici nu așa... Nu sunt sprijiniți, într-adevăr, da. Nu sunt cum e mai... ce trebuie să le mai spui ca să... Pe acum, ok, omul, care, românul care a plecat în străinătate și vrea să se întoarcă acasă, el dacă vine și vede că situația din spitale, din învățământ s-a îmbunătățit, la fel trebuie să dai o șpagă, o mică atenție infirmierului, asistentei, medicului, la școală trebuie să intervii, să spună copilul într-o anumită clasă. Sunt tot felul de lucruri din astea care, să deci știți încă că se mai practică sunt agasante, astea. Da, sunt agasante, sunt de tot așa de o stare neplăcută, ca să nu folosesc alt cuvânt. Și probabil că aici, confortul ăsta social e mai... lasă mult de dorit la noi. Da. Pentru că acolo, mă rog, te duci la servici, vii acasă, îți vezi de treabă, poți să-ți faci un program stabil. Aici tot timpul ești stresat că nu-ți ajung banii de facturi, nu-ți ajung banii de mâncare, nu-ți ajung banii de haine. Sunt foarte, extrem de multe probleme. Și mai este încă un lucru, pentru că românii care au plecat afară, aici au fost angajați. S-au dus afară, au lucrat pe brânci, una, două, trei servicii, fiecare cât au putut. Și na, s-au înstărit, s-au săturat de muncă, până la urmă, și zice, bă, mă duc în România, dar nu mă duc ca și angajat, pentru că știu unde am fost. Vreau să fac un business, să pun ceea ce știu, să dau valoare țării, până la urmă. Și de la mentalitatea de angajat, care pleca de acolo, vrei să vii la antreprenor, care aici este... O junglă. Cum știți și dumneavoastră. Termenul corect este că chiar am le-am găsit în clasificări. Dacă vrei să faci business, vrei să fii antreprenor în România, trebuie să fii nebun. Asta e prima condiție. Dacă nu ești nebun... Înseamnă că stați în față cu doi nebuni. Și nu crezi... și nu crezi că poți să răzbați, indiferent de ce se întâmplă, pentru că de-aia se cedează. Păi, nu pot să înțeleg niște lucruri, nu? Mă duc să rezolv un lucru și mă trimite pe la nu știu câte uși și așa mai departe. Păi, știți dacă că nu ai altă atitudine, nu rezolvi, nu? Acum știți din experiență. Vă amintiți că am pomenit mai devreme de stabilitate legislativă. Asta are un lucru extrem de păgubos pentru societate. Pentru că asta te face să renunți. Pe mulți îi face să renunțe. Da. Dacă țineți minte, inflația din 98, din toamnă, septembrie, decembrie. În 98? Da. Eram cam mică pe atunci. Nu, era foarte mare, peste 20%, cred. Păi atunci când a ajuns marca germană 500 de lei. Ceva de genul, da. Și na, s-au făcut contracte în august-septembrie și trebuia rezolvate până în decembrie. Și a scăzut leu, cred că, de vreo 3-4 ori, deci foarte mult. Păi atunci eram angajat, perioada aia, și mi-au aduc aminte că echivala salarul cu undeva la 50 de mărci. Aveam atunci. Da, deci foarte mult s-a dat peste cap atunci lucrurile. Încă acum nu este chiar așa de greu ca atunci, dar mă rog, acum sunt mult mai multe garduri și tot sunt alte probleme, bineînțeles. Cum răzbatem până la urmă? Că asta interesează pe mulți. Ce soluții aveți? Soluții? În primul rând, ar trebui specialiștii să se ocupe de găsirea soluției. Pe fiecare domeniu sunt specialiști. Deci să înțeleg că soluțiile sunt, numai nu sunt ascultate și implementate. Bineînțeles. Cum se pot asculta și implementa? Dumneavoastră a spus, parcă... aveți un program de ascultare a... Aude. Da. Așa. Da. În punctele de decizie, în posturile de decizie, trebuie să ajungă oameni competenți
și pregătiți pe domeniile respective. Și atunci un om care știe ce decizii să ia, cu siguranță va lua decizia corectă la momentul potrivit. Da, astăzi discutam cu cineva, îi ziceam, uite, merg diseară la emisiune, ce te-ar interesa pe tine, ce te doare? Exact. Zice, corupția și nepotismul. Și într-adevăr, corupția, din păcate, nu știu, oricât de optimistă aș fi, nu cred că va dispărea vreodată, dar sper din tot sufletul să putem să o reducem. Dar nepotismul, eu zic că ar putea dispărea, se poate reglementa chestia asta, se pot introduce niște examene și teste care să nu fie manipulate, dacă chiar ne dorim, da. Pentru că asta e marea problemă, ajung în posturi cheie oameni incapabili și de asta suntem deci unde vedeți, suntem. Exact cum am spus mai devreme, examenul nu rezolvă problema. Este un lucru mult mai simplu, care nu trebuie nici să dai prea multe examene, nu? Și se poate rezolva. Și lucrurile... Deci am văzut și eu, am citit în alte părți, lucrurile sunt mult mai simplu. Faci lista cu criterii și exact. Că cine se califică pentru postul respectiv, se califică, cine nu. Dar criteriile nu așa... No. Copii după buletin și după certificat de naștere. Nu, nu sau criterii pentru anumite posturi, criteriile există. Și spune, trebuie să ai vechime 10 ani, sau trebuie să ai studii nu știu de care, sau trebuie să ai, nu știu, să fii blondă, sau să fii brunet, sau, știi, să impun niște criterii destul de arbitrare. Și... Păi nu e criterii cu dedicație, că asta e altceva. Da, că sunt și cu dedicație. E criterii de competență și de disponibilitate, până la urmă. Criteriile de competență și disponibilitate, eu cred că mai puțin, din moment ce îți pune în față o bibliografie, trebuie să înveți o bibliografie și te întreabă niște chestii de acolo din legislația respectivă, care probabil nici nu folosești pentru postul respectiv. De multe ori, ca și la facultate. Înveți o grămadă de materii, teorie. Dai o grămadă de examene și, și în practică, nu prea, cu totul practică nu te ajută cu nimic. Dar este examen scris, pe urmă și interviu. Poți să iei la examenul scris nota 10 și te pică la interviu. Sau invers? Nu, invers, mă rog. Mai puțin, dar poți să iei 10 la examenul scris și ești picat la interviu. Ce părere aveți de asta? Păi... N-ați auzit să se întâmple? Este... Ba da, am pățit și eu personal. Este... Da, dar n-am mai vrut eu, adică ce se întâmplă? Dacă tu vrei și știi că acolo este o chestie de valoare și vrei să dai valoare, dacă din start cine se ocupă de organizarea este non-valoare, nu mai vreau, adică... Bine, asta... Atitudinea asta cred că ar trebui să însoțească pe cei și cred că mulți care sunt capabili sunt, să spunem așa, pe lângă, pentru că ei pun niște condiții și mi se pare corect. Nu? Că până la urmă, un criteriu foarte simplu este să cei care sunt înscriși, să le dai la fiecare câte o probă efectiv de ceea ce trebuie să lucreze și numai că care e cel mai bun știe să o rezolve și așa mai departe. Una, două, da. Trei, nu știu cât. Sau prin rotație niște efectiv ce se lucrează, pentru că altfel, nu? Avem aici și intrăm în alte lucruri care sunt mai simple, dar sunt mai grele. De care, uite aici, un telespectator zice că meritocrația ar putea fi soluția multor probleme, inclusiv corupție și nepotism. Cum principiul definiți? Principiul meritocrației îl promovăm și noi în AUR. Este pe primul loc meritocrația. Da. Cum definim noi corupția asta? Că asta este un cuvânt folosit în multe feluri și oamenii aproape că nici nu-l mai înțeleg. Adică, la sau început, a devenit atât de banal. Banal, de la vorba din da, exact. Ce înseamnă a fi corupt?
Păi corupție, din punctul meu de vedere, e sinonim cu a fi hoț, a fi necinstit. Păi da, da, a devenit așa un stil de mătase, să nu spun altfel. Da, corupție de mătase. Da? Cum arată? Adică e, a început să fie foarte fin paravanul sau sticla sau folia, să spunem așa, între legal și semi-legal. Ce, care sunt trăsăturile corupției? Care sunt mai noi acum? Că chiar atunci când au apărut, a fost grav. Da? Acum sunt așa de fine. Și metodele erau mai bădurane, probabil, exact. Atunci. Acum exact. Deja, da, s-au rafinat în, exact. În manifestare. Ce priviți dumneavoastră ca și corupție? Ce vă atacă așa? Păi, v-am spus, din punctul meu de vedere, reprezintă necinste, incorectitudine, e ceva nefiresc, din punctul meu de vedere. Adică, dacă eu mă comport, sunt corect cu cineva, am aceleași pretenții de la acea persoană, sau cu oricine intru în contact. Am aceleași așteptări. Corupt este, din punctul meu de vedere, mai ales un om corupt într-o funcție publică, este acela care a uitat complet pentru ce este numit acolo și se gândește doar la binele lui și al celor probabil din jurul lui, grupul, din lui care grupul sau familia sau... Și atunci uită legislația, uită principiile, uită și uită caracterul și se mulează după profilul aceluia care face orice pentru a-și atinge aceste beneficii. Da, dar știți că găsesc porți și da, la limita calea legii. Calea îngustă, așa. Da. Da, e greu de definit. E greu de definit. Ați văzut că tot mai greu de definit. Da, da. Tot mai greu. Vorbim de un termen care nu știm de fapt cu cine luptăm, nu? Vreau să întreb, de exemplu, am un exemplu. Dubla măsură, este corupție sau nu? Da. Categoric. Ați făcut vreodată un test să vedeți, să identificați dubla măsură? Personal nu. Nici eu. Vă rog să nu faceți un test, să vedeți ce înseamnă, în unde doriți dumneavoastră. Adică noi avem în popor vorba aia, nu? Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Nu? Asta este într-o la măsură. Sau cântare diferite, da? Tu, eu îți rezolv ție un act în 3 zile, la altul nu-i rezolv nici în 30. Da. Este corupție sau nu este corupție? Este. E legală? E nelegală? Căci, domnule, în 30 de zile sunt eu aici abilitat să rezolv problema. Dar este, tu știi că cu 30 de zile aici și cu 30 de zile dincolo și cu 30 de zile dincolo, când trebuie să pui niște acte în dosar, care ele sunt condiționate una de alta, da. Tu nu mai faci un dosar la termen? Niciodată. Cum? Cum se întâmplă? Da, și poate că actele din dosarul respectiv necesită să nu fie mai vechi de 30 exact. De zile și automat. Exact, exact. Da. Ați pățit, lanțul slăbiciunilor. Lanțul slăbiciunilor. Da. Într-adevăr. Deci asta este o corupție legală, să înțeleg? Nu e legală, dar poate fi reglementată. Poate fi reglementată. Un cetățean, dacă are o astfel de problemă, care este primul pas în a rezolva? Al doilea, al treilea, al cinci? Cum se poate să face? Păi trebuie să... Avem un ghid de da, rezolvare. Da. Se face o plângere prealabilă către administrație. Instituția. Dăm un exemplu, către instituția respectivă. Către conducătorul instituției. Așa. Automat solicită da. Număr de înregistrare. Da. Și pe urmă poate să ajungă în instanță. Contencios administrativ, căile de atac sunt multiple, dar necunoscute de către majoritatea cetățenilor. Da, și timp?
Pe acum, trebuie să te înarmezi cu voință și răbdare și dispus să sacrifici mult timp. Da. Ce mai face AUR? AUR a luat atitudine și a depus o inițiativă pentru interzicerea utilizării insectelor pentru consumul uman. De unde această idee? Propunere venită de la Uniunea Europeană, o măsură aberantă în condițiile în care omenirea este supusă unei manipulări oribile, zeloase și din ce în ce mai agresive, pentru a normaliza utilizarea în alimentația umană a insectelor și larvelor. Considerăm absolut necesară și de extremă urgență reglementarea interzicerii consumului insectelor și viermilor, atât ca alimente de sine stătătoare, cât și ca ingrediente. Eu știu de la părinții mei, de la bunicii mei, că îmi făceam vacanțele la țară, că noi trebuie să combatem insectele și larvele, nu să le mâncăm. Adică, totuși, bucătăria românească tradițională este renumită, se face și turism prin prisma asta, mulți apreciază preparatele noastre. Este absolut aberant ceea ce propun cei de la Bruxelles. Și automat am luat atitudine și parlamentarii noștri au depus această propunere de lege pentru interzicerea utilizării și mediatizării, în primul rând, acestui consum și a blocării resurselor aferente. Ar trebui făcută acolo o documentație, o analiză, automat implică niște costuri. Credem că sunt lucruri mult mai importante și de interes pentru populație decât consumul de insecte și larve. Da. Da, aici ar trebui încurajată gospodăria țărănească. Și micul producător. Și micul producător. Da, că amândoi am participat duminică dimineața la Agraria. Așa. Da. Sâmbătă dimineața, da. Așa este. Pe o ploaie torențială, dar cu mare satisfacție am văzut mere adevărate. Erau și animale, tot felul de produse, inclusiv miere, vinul nostru de aici de aproape, nu știu dacă am voie să zic nume, a fost și o degustare acolo, da. Ciobanii noștri veniți cu sloi de oaie, că acum pe vremea asta se face sloiul cu brânză, cu produse tradiționale chiar. Balmoș. Da, exact. Și oare a fost cineva cu insecte, cu viermi, ceva? Nu, de n-am văzut. Nu, poate mai era câte un măr cu ceva. Da, probabil. Într-un măr. Da. 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 Acum ați văzut că pe Mapamont probabil că sunt populații care consumă, dar n-avem nimic împotrivă și să le consume. Dar să nu ni se impună nouă consumul. Nu trebuie să ajungem noi să consumăm așa ceva, pentru că se impune sau, mă rog, e un trend. Cine vrea să consume? Noi nu vrem. Da. Oare unde ajungem? Cam ai fost acum debitat, nu de mult, niște aberații. Iar păi ați auzit și de carne artificială. Așa. Carne care practic se crește în laborator. Da, niște aberații chiar de domeniul nebuniei. Cu carne cu gust de om, de vedete. No, sincer, n-am auzit. Da, procedeul era okay. Să ia ceva de asta,
mostră de țesut de la anumite persoane, vedete, și să crească carnea respectivă în laborator și să o servească carne cu gust de Johnny Depp, carne cu gust de... Mă rog, aia da, e pe preferințe, deci, da, nu cred da, că deci încă te crucești, este impus da, acest lucru. Dar sunt alte lucruri. De, am auzit nu de mult de 19 grade de temperatură în cameră, dușul la proral... Am auzit și eu asta, dar eu aici am o problemă, sincer. N-am găsit exact sursa, dar auzeam colegii și am văzut diferite glume deja pe internet cu faptul că trebuie să faci pentru reducerea consumului energetic să se recomandă dușul în doi. Acum, nu știu ce să zic, dar din punctul meu de vedere, dușul în doi ar dura mai mult decât dușul de unul singur. Și acum, în doi ca și cuplu, în doi, nu știu exact la ce se referă. Da. Plus de asta, cei care locuiesc singuri, eu, de exemplu, acum locuiesc singură, ce fac? Pun anunț jos la vizier, caut partener de duș? Este sau... interzis de la spălat. Da? Deci nu mai am voie să mă spăl dacă nu fac știu. Singură duș. E foarte interesant. Da. Într-adevăr, o aberație. Sigur nu se va face economie, probabil cu apă rece dușul. Este, da. Este o sintagmă și văd că tot mai pusă în practică, nu? Dacă poate fi complicat, de ce să fie simplu? Da. Acum, poate că unii se plictisesc de viață sau nu știu ce se întâmplă, dar astfel de lucruri, pentru că dacă ești de meserie, nu? Dăm un exemplu, 19 grade în cameră, aș pune întrebarea, unde măsori această temperatură? Corect. Pe calorifer? Sub calorifer? Acum toți avem pe tavan, un termometru în cameră și... La termostat? Da, da. La, sub plapumă, pe frunte? Dar, până la urmă, nu asta e ideea. Ideea e că trebuie să ne menținem sănătatea și... Hai, că 19 grade nu e chiar așa, nu mi se pare... Păi da, poți să pui... Exact ca să spun de dubla măsură, da? Poți să pui aceeași regulă unui om sănătos cu un om bolnav? Nu, categoric nu. Da, bine ați remarcat. Foarte bine, da. Bine ați remarcat. Poți să pui la un om matur cu un copil de sugar sau așa mai departe? Păi acolo nu sunt alte condiții. Deci nu sigur. Poți să emiți astfel de lucruri pentru că nu e normal așa ceva. Adică mai există ceva normal? Asta este o întrebare foarte bună. Care mai este normalitatea? Efectiv, care e normalitatea? Da, se vede foarte clar. Acum, nu știu ce politici aveți dumneavoastră în aur. Se vede foarte clar că din zi în zi se atacă, să spunem așa, sistemul de referință, sistemul de valori. Sistemul, cum să spun, la ce te raportezi? Asta e politica neomarxistă. Ce atacă sistemul ăsta de valori, da. Ce îi... normal, ce nu e normal, ce e bun, ce nu e bun, ce e rău, ce nu e rău. A devenit așa relativ lucrurile de referință și atunci unde mergem? Nu dăm un exemplu, ne spunem aberant, acum nu mai este nimic aberant, nu? Dacă de mâine, de exemplu, zice, bă, nicio femeie nu mai are voie la maternitate, numai bărbați, nu? O să spui, bă, te-ai stâmpit, cum să vorbești așa ceva? Da? Da? Toate aceste lucruri care se întâmplă astăzi au fost la fel tratate acum un an, 2, 5, 10, da, 20. Exact. Păi, nu de mult am avut propunerea aceea cu părinte 1, părinte 2. Exact. Da. Este halucinant. Ce trebuie făcut? În primul rând să nu ne pierdem credința, să rămânem aproape de Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă să ne iubim aproapele. Să lăsăm să facă de cap. Nu. Sunt un pic ironic pentru că tot aproapele este și celălalt. Până la urmă, toți trebuie să trăim. Cumva. Cum trebuie să trăim? Și cine are loc să trăiască lângă noi în aceeași linie, în aceeași măsură și cine nu? Adică, cine se califică în a emite o conduită, că până la urmă asta este, și cine nu.
Păi conduita, conduita e stabilită, eu zic că ar putea să funcționeze lumea asta fără nicio lege, fără dată de guverne, de parlamente, dacă s-ar ghida doar după cele 10 porunci scrise în Biblie. Corect? N-ai mai avea nevoie de nimic altceva. Cele 10 porunci reglementează absolut toată conduita umană, toată conduita omului. Păi, dumneavoastră a spus că ce v-a atras la aur a fost acest patru piloni, da? Și unul dintre care și credința. Este credința. Și asta credința, este foarte important. Dar care credință? Că toată lumea crede de toate. Că până la urmă aici este marea diferență. Și aici este lupta, efectiv. Ce cred eu? Ce crezi tu? Ce crede Bruxelles? Da? Până la urmă aici este lupta la nivelul de credință. Nu? Cum îmi setez sau care este credința aur și care este aia la altă credință? Nu este o credință aur, pentru că la noi, din partidul nostru, acum fac parte diferite culte religioase, deci nu trebuie eu neapărat m-am referit să fie... La culte. Așa. Nu m-am referit nici că aur este o religie. Doamne ferește. M-am referit că care sunt valorile, pilonii credinței aur. Nu mă refer la religii. Nu? Pilonii credinței aur. Adică dacă... Acum văd că nu este, da? Nu este credința Bruxellesului, nu este credința aur, da? Linia pe care o ia cine nu ne vrea binele... În primul rând, de familie tradițională, asta clar promovează aur. Căsătoria, mai bine spus naturală. Da, căsătoria între un bărbat și o femeie, n-avem nimic împotriva celorlalți, dar noi asta promovăm. Familia tradițională dintre un bărbat și o femeie, credința în Dumnezeu, fiecare are Dumnezeul lui, este liber să creadă în ceea ce îl face să se simtă bine. Nu putem și nu avem nimic împotrivă cu credința fiecăruia. Cum zicea și colegul, luând ca punct de referință poruncile, cred că este suficient pentru a duce o viață normală, că tot am vorbit de normalitate. Da. Deci da. Până la urmă avem referință. Avem referință. Da. Să nu ne pierdem. Dacă nu ne pierdem credința, da, a funcționat de atâta timp. Deci spuneți că... Cred că asta ne mai ține. Cele 10 porunci scrise în Biblie, spuneți dumneavoastră că ar fi referință. Categoric. Da. Da, și acolo este și dura măsură. Ce facem cu ea? Deja începe să te înveți. Da? Că să nu mărturisești strâmb, asta înseamnă, da? Să da. Nu minți și să nu nici să o dai cu două înțelesuri, da? Deci, până la urmă, e clar că acolo este baza. Cum se aplică acum? Pentru că aici este diferența. Dacă acolo scrie ceva și în lege, nu este scris ceva, dar după cum se vede, fiecare dă interpretarea în funcție de, nu știu, conjunctură sau necesități. De interes. De să interes. Zicem așa. Cum o aplicăm? Cum facem totuși o lege, să spunem, că până la urmă asta face partidul, participă la execuția de legi, fără loc de interpretare. A zis de 49 de inițiative. Inițiative. Da. Legislative. Da. Cum sunt ele? De ce nu s-au acceptat? Sau care sunt motivele? Păi asta motivele? Ar trebui să-i întrebăm pe cei din partidul de guvernământ, PNL, PSD-ul, DMR, că practic e un singur partid. Ar trebui să întrebăm de ce nu. Și dacă nu din 49 de inițiative nu s-a ales nimic încă, niciuna, oare publicul, cetățenii știu? Nu știu cât de informați sunt cetățenii referitor la activitatea noastră parlamentară. Desigur, aceasta este prezentă pe site-ul partidului, pe partidulaul.ro, dar nu știu câți au timp și
răbdare să citească și sunt cu adevărat interesați de, da, de aceste inițiative. Pentru că, uite, recent a avut loc incendiul de la Spitalul de Copii din Timișoara. Continuăm și cu acest subiect. Și în acest sens, noi aveam depusă o propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Da, continuăm imediat după pauză, stimați ascultători. Okay. Mercur. De 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercur i-am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte 4 niveluri. Mercur City Center. Tot ce ți-ai putea dori și imagina pentru tine, pentru familia și casa ta, pentru afacerea sau hobby-urile și plăcerile tale. Descoperă toate surprizele noastre pe mercurcity.ro și hai să te bucuri de ele în Alba Iulia, la Mercur City Center. Shoppingul dus mult mai sus. Alba Carolina TV își extinde echipa și angajează agent de vânzări cu experiență. Pachet salarial format din salariu fix plus parte variabilă procent din vânzări în funcție de performanță. Așteptăm CV-ul tău pe adresa redacției. redacție@carolinatv.ro. Centrul oftalmologic Optirat Câmpeni din 2003, primul cabinet oftalmologic din zona Munților Apuseni. Consultații oftalmologice generale pentru toate vârstele efectuate de Dr. Pop Rodica, medic primar oftalmolog, Cluj-Napoca, cu o experiență de peste 25 de ani în oftalmologie, și Dr. Pop Radu Nicolae, medic specialist chirurg oftalmolog, Cluj-Napoca. Examinarea și măsurarea computerizată, tratamente și urgențe. Efectuăm ochelari pe loc și dispunem de o gamă largă de rame și lentile de cea mai bună calitate, cu prețuri începând de la 85 lei pentru rame de ochelari. Cazurile chirurgicale sau care necesită investigații suplimentare se îndrumă către Clinica Oculens Cluj-Napoca, cea mai mare clinică oftalmologică privată din România, unde se efectuează consultații gratuite prin Casa Națională de Sănătate. Centrul oftalmologic Optirat Câmpeni. Vedere mai bună pentru o viață mai bună. Informații și programări la 0748098182. Cea mai bună pizza din oraș o găsiți la Complete Pizza, Number One Pizza, strada Vânătorilor, numărul 21, colț cu Mesteacănului, Alba Iulia. La Complete Pizza, la fiecare pizza cumpărată, primiți gratis un suc, iar livrarea e din partea casei. Ne găsiți la numărul de telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe pagina de Facebook Complete Pizza. Urmăriți episoadele preferate din Cartea Cărților oricând și oriunde doriți. Călătoriți în timp alături de Cristi, Ioana și Memo și descoperiți cele mai fascinante istorisiri biblice. Comandați acum setul de DVD-uri. Cartea Cărților. Aventuri prin lumea Bibliei, chiar la tine în casă. Te apuci de construit? Supermarket Industrial Viva vinde la prețuri convenabile întreaga gamă de materiale metalice și materiale de construcții pentru zidărie și finisaje exterioare și interioare. Viva! În Alba Iulia, Sebeș, Aiud și Vlaj. Viva! Calitate și durabilitate! Ai o afacere și încă nu ești în mediul online?
printr-un simplu click, clienții pot ajunge la tine. Îți oferim servicii complete, începând de la alegerea domeniului, a găzduirii, până la finalizarea și mentenanța paginii web. Website de prezentare, magazin online, anunțuri vânzări sau orice altă platformă web de care ai nevoie pentru afacerea ta. Crește online împreună cu abweb.ro. O echipă nouă, formată în afara țării, produse de calitate și experiență vastă în domeniul cosmeticii auto, Spălătoria Thomas este formula completă pentru îngrijirea mașinii tale. Vrei spălarea, igienizarea, dezinfectarea, polișarea sau ceruirea mașinii? Spălătoria Thomas este soluția. Ne găsești în spatele Casei de Cultura Sindicatelor sau sună la 0756 884094, iar noi venim în ajutorul tău și îți preluăm mașina de la birou sau acasă. Spălătoria Auto Thomas. Și spălat și asigurat de calitatea serviciilor. Cauți un loc de muncă în Germania? Bayern Champignon GmbH angajează femei și bărbați cu contract pe perioadă nedeterminată la Culeș de Ciuperci, în sudul Germaniei. Nu se lucrează în câmp deschis și în soare, ci în hale cu temperaturi de până la 18 grade Celsius. Nu trebuie să-ți faci griji pentru cazare, e asigurată de noi. Te gândești că nu știi limba germană? Nicio problemă, aici vorbim și românește. Pentru mai multe informații, accesați pagina de Facebook Bayern Champignon GmbH sau ne puteți contacta prin e-mail sau telefon 0049 825 36038. Te așteptăm în echipa noastră! Mercur. De 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercur i-am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte 4 niveluri. Mercur City Center. Tot ce ți-ai putea dori și imagina pentru tine, pentru familia și casa ta, pentru afacerea sau hobby-urile și plăcerile tale. Descoperă toate surprizele noastre pe mercurcity.ro și hai să te bucuri de ele în Alba Iulia, la Mercur City Center. Shoppingul dus mult mai sus. Am revenit, doamnelor și domnilor. Suntem aici în studio Alba Carolina și continuăm. Suntem aici în lucrurile de spica firele și sunt probleme grele pentru țară, care domnul de la Aur vrea să vor să se încumete în a-i a le răzbate într-un fel. Spuneați mai devreme de incendiu de la Da, Timișoara. din păcate un nou incendiu, din fericire de data aceasta fără victime. Este tragic oricum că se întâmplă aceste lucruri, dar într-un fel este de așteptat, având în vedere că în ultimii 30 de ani nu s-a construit, ba da, s-a construit un singur spital, Spitalul Oroșenesc Mioveni. Așa. La spitalele de stat mă refer, și cele peste 400 de spitale au o vechime de peste 40 de ani. Știm din păcate că anul trecut au fost 11 incendii în spitalele românești, care au lăsat în urmă 25 de morți. Situație care putea fi prevenită. Dacă managerii spitalelor și cei care conduc acest minister ar arăta o o atenție cuvenită acestui domeniu, pentru că nu ne jucăm cu sănătatea. Unul dintre proiectele legislative propuse de parlamentarii noștri, respectiv de deputatul Sebastian Suciu, a fost modificarea și completarea legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor în vederea creșterii siguranței
exploatării rețelei electrice din spitale prin instituirea obligativității de dotare a unităților sanitare cu sisteme de monitorizare în timp real a parametrilor cantitativ și calitativ din rețeaua electrică. Din cauza vechimii și a supra-solicitării, mai ales în situația fiind agravată și de contextul generat de pandemia cu virusul SARS-CoV-2, aceasta necesitând suplimentarea numărului de echipamente medicale utilizate în unitățile sanitare, numărul incendiilor din spitale a crescut. Din păcate, ce nu înțeleg eu este de ce, dacă tot avem atâtea fonduri europene la dispoziție, de ce nu am fost în stare să accesăm pentru construirea unui spital? Oare chiar nu se dorește acest lucru sau ce răspuns ne-ar da actuala guvernare la întrebarea asta? Nu știu. Noastră, ce ziceți? De ce nu credeți? De ce nu s-a accesat? Pentru că este posibil. Da. Eu știu că românii sunt descurcăreți și să știu descurca. Doar trebuie să fie lăsați în pace să se descurce. Da. Că ei găsesc soluțiile singuri. De obicei, dacă ați observat și asta poate să știți mai bine, orice problemă ar fi într-o anumită breaslă, de obicei breasla este de meserie, cum se spune, și ei știu să-și rezolve situația. Nu trebuie să vină cineva din afară care nu cunoaște meseria respectivă să rezolve problema. Doar trebuie lăsați în pace. Dacă este o problemă națională, atunci consultă-te cu ei, că pe ei ai și mai bun ca ei nu este. Și aici cu incendiile, cred că este un lucru mult mai serios. Și spitalele și siguranța instalațiilor, până la urmă, supra-solicitate, este o problemă de siguranță națională. Nu este doar de chestii medicale și de sănătate. Spre exemplu, ați văzut, a căzut un pod exact. Gata renovat, la inaugurare sau așa. Imediat după inaugurare s-a prăbușit. Așa. Sunt atâtea alte construcții care necesită reparații imediate și nu se face nicio... E vorba de siguranța națională? La Teiuș avem un pod. Așa. Care traversează râul Giurgiu pe DN1. Știți, podul da. De fier. Da, da, da. Care a fost construit pe vremea austro-ungarilor. Practic. Acum vreo 10 ani a venit la primărie un document de undeva din Austria, de la Viena, acum că podul respectiv trebuie scos din uz. Deci nu mai prezintă siguranță în exploatare. Aș fi făcut o postare pe pagina mea de Facebook, e cu găuri, efectiv. Treci pe o cale din foastăne de lemn și sunt găuri. Vezi apa, vezi hăul de sub tine, știi? Sau trec mașinile și se zguduie tot. Ei, acum, nu știu în ordine ierarhică de unde ar trebui să plece, dar totuși ar avea o implicare și primăria, ar avea și Consiliul Județean, care trebuie să tragă de mânecă, să ducă problemele mai departe spre guvern. E nevoie de investiții. Acum, era o perioadă în care, să zicem, nu s-a putut interveni acolo, fiind în construcție autostrada. Acum se poate interveni. Deja de 2 ani nu se întâmplă nimic. Până nu se întâmplă o nenorocire, să ajungem prin toate ziarele din lumea asta, nu se va face nimic. Din păcate. Dar noi încă mai suntem în Austro-Ungaria? Nu, dar podul acela a fost făcut de ei. Eu am înțeles, dar de ce trebuie să vină hârtie din Austria, din Viena? Păi nu, ei au anunțat cum că podul respectiv trebuie scos din uz. Deci ăla și-a depășit toate... capacitățile fizice. Romul așa bobește, nu? Ce treabă are el cu podul? Chiar dacă l-a făcut, l-am înțeles. Dar până la urmă... Păi nu, au dat vorba de o seriozitate deosebită acolo. Dacă ei, prin arhivele care le au găsit documentele care spuneau, bă, podul ăla
nu mai prezintă garanție. Ei au făcut o informare către autoritățile din România. Cum? Ce autoritățile ar fi trebuit să constate de ceva? Cum vedeți acest lucru? Păi, acum, cum? Probabil că nația asta de sași, de nemți, ce or fi ei austriecii, au o rigoare mai mare. De ce nu veni de la Budapesta? De ce veni de la Viena? Glumesc un pic, dar... Da. Trebuie să vină vecinii să spună ce ai tu, lasă-mă refer. Da? Adică nu cred că noi nu am avea specialiști în domeniul ăsta, nu cred că nu s-ar putea găsi o soluție. Fonduri, că doar fonduri sigur s-ar găsi, dar trebuie voință. Chiar și armata ar putea rezolva foarte repede o soluție de trafic. Da. De trafic. Armata. Și, pe da, este variantă de genist. Am avut, nu? Aici, la podul din Alba. Da, partă, da. Da. Pontoane și mai departe. Și-a făcut treaba până s-a rezolvat ce trebuie rezolvat. Da, dar de ce să așteptăm să cadă podul ăla ca să intervină armata sau să... Păi tocmai, deci am spus că sunt soluții ca să se poată reglementa până nu cade. Păi nu, podul. Acum este și posibilitatea de a fi deviată circulația pe autostradă, deci se poate lucra. Da, ce alte lucruri mai face AUR? AUR organizează un protest social. Dacă tot am spus la ideală... Da. AUR organizează un protest social pe data de 2 octombrie în piața Universității la ora 2, unde invită toți românii să participe, să iese în stradă și să protesteze împotriva acestor măsuri și a acestei nici nu știu cum să o zic, că nu pot să-i zic indolență. Așa, nepăsare, reavoință. Da. Nepăsare? Din partea guvernului. Nepăsare, nu știu. Așa cred că e cel mai... A obedienței guvernului față de Bruxelles. Eu așa o văd. Și ar trebui să fie protestul românilor, nu protestul AUR. Da, este românilor. Un protest la care invităm toți românii. Nu este un meeting politic. Deci este un protest social. Mergeți la București? Bineînțeles. Da. Vă invităm și pe dumneavoastră. Și ce credeți că se poate rezolva cu astfel de... Cum am spus și în emisiunea trecută, da. Politicienilor le este frică de oameni. Cu cât vor fi mai mulți, rezultatele vor fi în favoarea românilor. Mai mulți cât? Să fie cât de mulți. De ordinul zecilor de mii, atunci va fi un rezultat. Dacă vă amintiți meeting-ul de anul trecut, data exactă nu mai știu, când am protestat împotriva certificatului verde, a fost stopată. Da. Adoptarea lui. Dar n-a fost reușit să împiedicăm. Cum? Nu doar meeting-ul a făcut rezolvată, ci și implicarea. Păi și implicarea, dar v-am spus. Parlamentarilor. Politicienilor, de este frică de oameni. Cu cât văd mai mulți oameni în fața lor care contestă deciziile luate de ei, se mai gândesc dacă să meargă pe drumul pe care au plecat sau totuși să țină seama de ce vrea poporul. Deci să înțeleg că o soluție pentru România ar fi ca țara să fie guvernată din stradă? Nu. Categoric nu. Nu asta ne dorim, sincer. Nu asta ne dorim, pentru că asta e ultima variantă, ultima opțiune. Ultimul strigăt, să ne facem auziți, pentru că se pare că nu ne aud. Și dacă aud? Ar trebui să reconsidere atitudinea, să-și reconsidere
scaunele. Eu tot am mai pus întrebarea aceasta la emisiune și încă mai pun. Și pe care le prind tot mai pun întrebarea. Pentru că mi se pare destul de josnic această metodă. Pentru cetățean cel puțin, nu? Îți lași treaba ta, nu? Pui, mă rog, benzină la mașină. Nu pentru... Nu. Și pe, bine, pentru ei nu mai, ce să zic, na. Dacă nu-i obraz, nu-i pune nimeni, na. Asta e o chestie de interior, dacă s-a pierdut conștiința, că până la urmă asta este, să faci niște acte contra conștiinței tale, adică asta înseamnă că nu mai e conștiință sau nu știu cum să zic, e o chestie de matematică aici. Dar omul ia, lasă mașina, adică lasă casa, lasă treaba și se urcă în mașină, bagă benzină ca să ajungă la un meeting și să ploaie arșiță ce-o fi acolo între oameni, să zbiere, să nu mai aibă glas sau mă rog, ce ar trebui să facă, plancarde, nu contează, își pierde timpul, da? Și banii și așa, ca să facă ce? Eu cred că dacă s-a ajuns în țară o așa mare problemă de oameni chiar ies afară, cei care sunt responsabili trebuie să plătească daune celor care sunt acolo, în piață. Păi uite, acum că nu vin, că vă pun și o întrebare. Câți dintre parlamentarii de Alba își folosesc birourile parlamentare? Că toți primesc anumite sume pentru un birou parlamentar, nu? În teritoriu. Aș vrea să știu câți fac audiențe cu oamenii, câte întâlniri au cu persoanele care au votat. Nu doar la high level. Aveți o statistică așa? Sau? N-am o statistică, dar n-am auzit pe nimeni să facă, să facă un raport. Nu, să dea publicității un raport de activitate. Să zic, bă, lunar, uite... Ai făcut aia, m-am întâlnit cu cutare. Președintele nostru, George Simion, face asta săptămânal. Unde? Și parlamentarii noștri. Cu diferite ocazii. Iasă în stradă, nu știu, aseară, alaltă seară, nu știu când era, prin centru vechi, pentru promovarea și mediatizarea. Din mașină nu se guvernează. Da, oricum el tot timpul este între oameni, pentru că de asta cred că este și atât de apreciat și de asta cred că AUR a crescut atât de mult în sondaje. Și noi am observat ce s-a întâmplat în perioada în care ieșeam pe stradă în campania AUR te aude. Da. Că oamenii aveau cum să-și pună da. Păsurile, ofurile. Ceea ce politicienii... Spuneați ceva de sondaje? Da, AUR a crescut în sondaje, se situează pe locul 2 după PSD în intenția de vot a românilor și lucrul acesta ar trebui să-i sperie și cu siguranță îi sperie pe actualii guvernatori ai României. Cu siguranță o să încerce să arunce în mass media și rețelele de socializare tot felul de acuzații. Au și început să apară, de fapt, să scoată și să fabrice diverse acuzații aduse lui George Simion sau a apropiaților, dar asta era de așteptat și nu este o tactică de intimidare, cel puțin nu ține. Ceva episod a fost cel cu huiduerile din... De la 5 septembrie, de la liceul... Da. De la Lazar. Da. Da, o s-a deformare da. Penibilă. Care s-a dovedit că a fost o... Într-adevăr. Manipulare. Și nu se merge pe fir. Cine a inițiat povestea? Acum, probabil că se va merge. Nu știm noi toate amănuntele. Nu știu, cu siguranță se va acționa în consecință. La cât de multe dezinformări sunt, cred că e nevoie de foarte mult timp alocat. Și resurse. Și, da. Da, normal, trebuie să meargă, să fie alți oameni să caute lucruri din astea care noi, după prestația noastră de român, nu prea
dezgrupăm lucrurile și le iertăm și poate că nu înțelegem bine iertarea, nu? Nu, că trebuie să iertăm, trebuie să iertăm, dar a doua oară să fim mai atenți. Când și la cabina de vot, când mergi, și dacă ce-a făcut ăla, ce-a făcut ăla? Mulți din cei care au interese se înscriu în AUR. Pentru că e al doilea partid. Și la asta ne așteptăm. Sunt, bineînțeles că sunt. Păi încercăm să fim foarte atenți cu cei nou veniți alături de noi, pentru că, așa cum spune și președintele George Simion, ușa noastră este deschisă tuturor patrioților și celor care își iubesc țara și vor să pună umorul la schimbare și să se alăture proiectului AUR, pentru că unirea face puterea, da? Dar asta nu înseamnă că cei noi veniți sunt puși direct în funcții de conducere sau au acces la toate informațiile interne. Trebuie să dovedească, în primul rând, că într-adevăr sunt capabili să aducă un plus valoare, că se implică, că își iubesc țara și că sunt români adevărați. Nu chiar luăm pe toți cei care sunt dispuși acum sau acum sunt cât sunt, dar o să vină atunci, în pragul alegerilor, exact, mult mai mulți. Exact, asta vreau să spun acum. Da, da. Că se înghesuie la poartă și da, nu mai ai timp să faci, ești ocupat cu alte lucruri, nu ai timp să faci nici criteriile, nici cercetarea după criterii și ai nevoie de oameni și zici, bă, lasă, treacă, meargă și nu te trezești cu infiltrați. Care este măsura prin care vă feriți de infiltrați? Acum trebuie să știm un pic și istoricul fiecărui membru. Da. Bineînțeles că se face un interviu în prealabil la care participă membrii din conducerea partidului la nivelul local și ne punem de acord și cel mai simplu întrebi dacă este, de exemplu, din Sebeș sau din Cugir sau ai prieteni cunoscuți acolo și efectiv întrebi ce știi, pentru că păi, na, poate că ești știut, nu e vorba da, de asta, că este păi nu, dar acum, de regulă cei care vor să vină oportuniști din postura de oportuniști vin cu pretenții din start, vin cu organizația, vin cu nu știu da, ce. Așa. Nu luăm trebuie la să-ți calup. Dai seama că să fii, cum să zic, precaut în acceptarea lor, că sunt care efectiv vânează, simt că AUR e pe val și vânează posturi. Sau au impresia că dacă vin în AUR vor avea de câștigat. Nu, deci toți cei care vin în AUR, în primul rând, trebuie să muncească. Nu vin să ia, vin să ofere. Să ofere timp, dedicare, implicare și să dovedească că, într-adevăr, sunt demni să facă parte din familia AUR. Deci proiectul din 2 octombrie, care este? Protestul. Protest, da. Am spus altceva? Proiectul. Protest, da. Da, e ok. Scuze. Protestul din 2 octombrie are ca subiect sau care este miza? Ce este? De ce se merge acolo? Pentru ce se merge oamenii acolo? Păi mergem în primul rând pentru a protesta împotriva situației în care ne-a dus guvernul prin aberația asta cu energia. Deci energia? Da. Prețurile la alimente care au crescut. Energia generată. Da, da, că de acolo pleacă tot lanțul, da. Am înțeles. Deci explozia aceasta... Da. Că până la urmă este o neliniște totală. De exemplu, chiar acum mă suna cineva și schimbau tot felul de planuri, că oamenii nu mai știu ce să facă, încotro să fugă. Aveau, nu știu, organizat de șantier și
Ale nu sunt cu contract, nu știu cum, azi, partea electrică. Și le-a venit că le dă, nu știu, 3,50 lei în sus kilowattul, nu? Că au pe un contor, nu știu cum, sunt mai mulți, și atunci normal că pe contorul ăla se duce foarte mult energie pe lună și atunci intră la altă clasă, da. Și săracii oameni, uite ce pățesc. Da, sunt foarte mulți speriați, foarte mulți oameni speriați din cauza asta. De fapt, toate știrile astea care apar la posturile astea naționale, zici că sunt făcute numai să sperie oamenii. Și pentru că... Și să inducă panică. Și pentru că unele societăți au prețuri preferențiale, cel puțin pentru primul an de zile când faci contract, ei nefiind afectați în acest timp, să spunem, nu solidarizează cu ceilalți și atunci dacă unii deja au început să-și pună sisteme proprii, nu? Iar nu sunt afectați în mod direct, dar nu sunt solidari cu cei care sunt în asta și atunci ei sunt puțini și strigătul lor este mic și mergem așa. Cum, care este una din soluții sau cum vedeți acest lucru? Păi pornirea cât mai gramnică a capacităților de producție care practic stau degeaba. Deci ele sunt disponibile, dar nu lucrează. Da. Am înțeles. Păi și dacă... Deci asta ar fi o soluție din punctul meu de vedere. Pe hidro, din 6.000 de megawați, putere instalată, din informațiile pe care le avem, se produce undeva la 2.000. O, mai depinde de cât apă în spate. Păi apă ar trebui să fie... Da, ați fost, le-ați văzut? Cum? Ați fost, le-ați văzut? Da, așa e cam are nivelul destul de scăzut, dar să uite, Dumnezeu dă ploaie și... Săptămâna aceasta, toată săptămâna se, am văzut. Se reface. Da. Instalațiile pe cărbune. Asta este indispensabil de vreme, da? Da. Fac o paranteză, știți, termocentrala de la Mintia, ea e de fapt un fel de un nod energetic. Corect. Foarte important. Iar termocentrala în sine era prevăzută pentru a compensa dezechilibrele din rețea. Acolo se producea cel mai scump curent electric din țară. Așa. Din spusele liderului de sindicat de acolo, când a fost la Țebea, spunea că megawattul se producea la 540 de lei megawattul. Foarte scump. Ei, acum, pentru echilibrare, se cumpără undeva la 4500 de lei megawattul. Deci o diferență enormă de preț. Exact. Da. Ținând-o în funcțiune, putea să fie o soluție. Păi acum, la criza în care ne aflăm. Dezechilibrele vor fi tot mai mari, pentru că se produce ziua și noaptea nu este. Vara se produce și iarna nu este. Și da. Trebuie să dai foarte, foarte mult. Deci, până la urmă, sunt soluții. Doar trebuie implementate și le sunt soluții și la Mintia. Parlamentarii noștri nu se lasă, chiar dacă a fost făcută vânzarea, avocații se ocupă să identifice și să conteste această vânzare, pentru că... Deci se poate așa, da? Bineînțeles, nu... până nu epuizăm orice soluție, nu ne lăsăm. E a noastră. A românilor. Da. Dar și e un punct strategic. Nici nu trebuia să se pună problema vânzării acelei termocentrale. Da. Aici un domn spune că limitarea producției de energie electrică în mod voit de către guvernați e act de trădare național. Exact. Da. Am spus-o și am susținut lucrul exact. Ăsta. Da. Puneați mai devreme de iernut, na, care merge pe gaz, să spunem așa. Dacă și gazul e scump,
pentru că și azi Mureș închide tot din cauza prețului gazului. Pentru că trebuie să arăți 3 kW de și la gaz pentru și la Iernut e tot un nod energetic important. Și acea termocentrală tot pentru echilibrarea rețelei a fost proiectată. Dar ai capacități pe hidro, ai capacități pe cărbune, ai capacități pe nuclear, care astea trebuie să-ți acopere. Da, și doar hidro și nuclearul acoperă. Să-ți acopere lejer consumul. Mai este eolianul și mai nou și fotovoltaicul a crescut ca pondere. Deci ar fi energie, dar avem să, un să mix pună, energetic. Da, să pună capacitățile la treabă. Asta trebuie să facă. Deci noi reducem și suntem solidari cu alții, parcă am înțeles. Așa trebuie să fie, nu? Păi când au fost nemții sau francezii solidari cu noi, cu sărăcia noastră vreodată. Acum să fim noi săracii solidari cu sărăcia lor. Deci totuși suntem... Cred că în România, acum nu o să spuneți, avem și o cultură, cum ați zis dumneavoastră, yes man, nu? Da, yes. Cum facem cu această cultură? Pentru că dacă nu schimbăm ceva, vom fi tot yes man, adică da, domnule, să trăiți, am înțeles, așa vom face. Păi cred că... Pe românește? Păi astea sunt sechelele și reminiscențele comuniste. Da. Cum le combatem? Ține de... Cred că doar prin educație se poate remedia lucrul ăsta și la generațiile actuale. Nu ar fi de bun augur să zic că cei care încă n-au făcut politică și au totuși verticalitate și exact cum spunea doamna, nu prea vreau să intre în politică. Sunt reticenți. De ce? Acești oameni. Cred că au prea mult bun simț. Țin mai mult la imaginea lor decât la liniștea aproape lui, să spunem așa. Sau liniștea socială. Știți că este o zicală că... Majoritatea. Dacă te bagi într-o acă, te mănâncă porcii. Așa, da. Și... Da, îți trebuie și un anumit curaj. Da, să-ți asumi. Da. Pentru că e o luptă. Hai să recunoaștem. Trebuie să-ți asumi. Automat vine la pachet cu fel și fel de neplăceri. Este foarte interesant că lupta aceasta de care spuneți dumneavoastră este a românului cu român. Și asta este foarte greu. Paradox. Exact. Uite aici dumneavoastră ați venit îmbrăcat românește și tocmai asta vreau să spun că un tip de român, un fel de a fi, cu alt tip de român, un alt fel de a fi, sunt oarecum, poate nu un conflict direct, ci, nu știu, prin interpuși sau nu știu, cum vedeți acest lucru, cum se poate rezolva, ce ar trebui făcut ca, într-adevăr, simțul românesc sau cultura românească, cultul românesc, să primeze și să ia avans și teritoriul. Eu personal națională. Rămân la părerea că educația e extrem de importantă în dezvoltarea individului. Toate, cum să le spun, însușirile fiecărei persoane, trăsăturile de caracter, pornesc de la educație. Așa este, da. Și învățământul, sistemul de învățământ, chiar dacă, mă rog, mai sunt încă familii care nu oferă o educație adecvată copiilor, sistemul de învățământ ar putea să compenseze lucrul ăsta. Dar, în primul rând, din familie ar trebui și să învețe. Nu? Cei 7 ani de acasă, cum numai că știm. Săracii copii au rămas
unii, nu, fără părinți că au plecat afară la muncă, da, până s-au dus ei, deja au crescut mari. Este un timp foarte, care trece așa de rapid și cu așa multe adunături, nu? Când ai copilul de vreo, nu știu, 5 ani și până la are 15, da, deja e altceva. Și dacă nu ești acolo, nu mai prea poți să faci după aia foarte multe. În familie, exact cum, cum spuneați, dar e adevărat că este și partea cealaltă, școala, care astăzi mai are interes pentru copil sau că pe vremea noastră, într-adevăr, interesul ca elevii să învețe era al școlii. Categoric. Da? Școala avea interes pentru mine ca să învăț. Astăzi nu mai are școala interes pentru mine să învăț. Dacă elevul nu e interesat sau, mă rog, părinții cumva nu așa, să împingă de la spate. Da, să ofere meditații copiilor. Mă rog, meditații fac acasă, suplimentar, nu știu ce fac fiecare, dar nu mai este interes la școală. Nu, nu școala, nu te mai trage la... Sau cum? Cum vedeți lucrul? O, aveți dreptate. Aveți dreptate aici cu, cu interesul școlii. Inclusiv programele școlare. Soluții alternative pentru educație sunt? Ar trebui să ne reîntoarcem un pic fața spre învățământul, eu știu, pe care l-am făcut noi. Pentru că ne-a definit ca oameni. Da. Noi am făcut un învățământ, chiar dacă l-am făcut după 90, încă erau în condițiile, așa, în condițiile înainte de 89. Era inerția, dar, aceea, da. Cum? Era inerția aceea de... Da, dar cine... Nu, că și forțat poți să spui că trebuia să înveți. Da, da, aveai niște materii prioritare pe care trebuia să le înveți. Aveai o programă. Acum am înțeles, nu știu, nu am copii la școală, dar am înțeles că sunt tot felul de manuale alternative, de nu mai știu ce să aleagă. Da, știi cum, nicio uniformizare în masă nu-i bună. Așa este, da. Dar trebuie să mergi pe specificuri, știi? Exact. Pe vocații. Dar trebuie să creezi un cadru viabil pentru a avea un progres în sensul ăsta. Noi am făcut școală în vremea mai de demult un pic, da? Dar totuși, la nivel de teorie, suntem foarte bine. Dar la nivel de implicare, încă avem acea frică de atunci. Pentru că educația nu înseamnă numai teorie. Înseamnă și să acționezi și să faci ce ai învățat. Da. Unde suntem astăzi? Că noi am spus că noi am învățat bine, noi, educația de atunci era bună. Care sunt rezultatele de astăzi? Că văd că și dumneavoastră astăzi căutați oameni care să se implice, să fie alături în politică, în nu știu mai ce, în tot felul de demersuri. Și oamenii stau undeva. Au valori, știu teorie și țara are nevoie de ei și... Cum îi ia? Probabil că sunt oameni cu bun simț care nu vor să... Păi da, dar uite că... se amestece cu acest bun simț, țara merge pe mâna... A mers. Da, a mers pe mâna... Celor care n-au această valoare, să spunem. Cum facem totul să schimbăm de azi înainte? Cum recrutați, să spunem așa, uite, oameni din... Să vină cât mai mulți oameni curajoși spre aur și... cu siguranță vom reuși. Unde... Este proiectul în care ei își pot pune în valoare cunoștințele și pot fi apreciați și pot să-și aducă aportul la dezvoltarea și la schimbarea situației actuale. În primul rând, pentru copii și pentru copiii copiilor. Pentru că pentru noi, din păcate, nu știu în ce măsură se mai poate face schimbarea
gândim pe termen lung, dar suntem datori să o facem pentru cei care urmează. Spiritul matern aici vine repede cu cine vine după noi. Bărbații ce spun? Păi da, când ne gândim la copii, atunci nu avem rost pe pământul ăsta. Pentru că așa ducem mai departe limbă, tradiții, cultură, neamul. Spuneați dumneavoastră data trecută despre o lege 544. Da. Ce lucruri au venit noi și cum... Noutăți nu sunt. Noutăți legislative. Cum se pune în aplicare? Cetățenii trebuie să aibă curaj să facă petiții, să facă cereri. Da, uite cum se face o petiție și care este rostul ei și care este parcursul ei și care este rezultatul. Deci cum se face, care e parcursul cu care e rezultatul? Da. Cetățeanul, dacă e interesat de, să zicem, o achiziție. Mi se pare că o achiziție făcută de o instituție care dispune de banii de bani publici, solicită, poate să solicite clarificări referitoare la modul în care a fost atribuit contractul respectiv, sumele respective, cum s-a făcut recepția unei lucrări. Și adresează pur și simplu instituției o cerere prin care solicită copie după diverse acte din actele care le interesează. În 30 de zile instituția trebuie să-i comunice actele respective. În cazul în care cetățeanul nu primește răspunsul solicitat, face o plângere prealabilă către instituția respectivă, pe urmă în contencios administrativ sau la judecătorie, deci sunt căi de atac. Exact ca să vorbim mai devreme. De ce să facă un om să-și pierde timpul și viața lui personală făcând astfel de lucruri, da? Și cheltuindu-și banii pentru și timpul? Pentru că noi ca cetățeni plătim niște taxe, plătim niște impozite. Da. Dacă eu sunt corect cu statul, aș vrea și statul să fie corect cu mine. Așa. Vreau ca impozitul, taxele care le plătesc, să fie pentru ceea ce plătesc. Noi plătim taxe pentru a avea școli, pentru a avea spitale, pentru a avea drumuri. Așa? Nu. Și în momentul în care nu avem ceea ce nu se respectă, nu suntem respectați noi ca cetățeni. În momentul în care tu ai plătit dările la stat, deci ești corect față de stat, dar statul nu e corect față de tine. Dacă te duci la spital, nu ai medicamente, drumurile sunt cum sunt. Acum, în Ardeal, avem și noi ceva autostradă. Da? Mergeți în restul țării să vedeți cum trăiesc. Asta sună, da, asta sună ca și o asociație de detectivi, cum ar veni. Și cine pe cine. Adică, dacă statul are pârghiile, nu, de poliție și control și așa mai departe, ca să se respecte legea, ar trebui să fie și reciproc, nu? Da. Și cetățeanul ar trebui să aibă pârghiile care să le controleze pe... Păi are pârghiile, doar să le cunoască. Și care este instituția care o așa aplică? Păi instituții. Este Agenția Națională de Integritate, este asta Curtea de Conturi, care pot să constate pe urmă, deci după sesizări, ei pot să constate anumite lucruri, neregulile, da, prin da. Controlele care le fac. Ideea e că să meargă mai departe. Diferența este că poliția, de exemplu, este plătită de stat ca să controleze dacă se execută legea, nu, de cetățeni.
Cetățenii nu sunt plătiți de stat ca să îi verifice pe cei care eu știu, da, nu împlinesc legea și pe partea cealaltă. Înțeles ce spuneți, dar poliția are un regulament după care funcționează, ei trebuie să slujească, să fie în slujba cetățeanului, nu? Da, acum fiecare pe domeniul lui, pe armata la lui. Fel. Așa. Toți cei care sunt angajați la stat trebuie să slujească cetățeanul, plătitorul de taxe și de impozite. Ok, asta este, sună bine, dar cum poate cetățeanul controla dacă, mă rog, poliția și-a făcut treaba, dacă primarul și-a făcut treaba, dacă consiliul, dacă toate aceste lucruri. Care este organul de control? Cetățeanul trebuie să-și cunoască drepturile. Așa. Și să uzeze de ele. Și să uzeze de ele. Și să se suceze. Categoric. Că dacă ești de unul singur, nu? Ma, și societatea civilă nu trebuie să fie indiferentă. Societatea, noi oamenii. Dacă vezi că cineva a sesizat o problemă, n-ar trebui să stăm pasivi, să ne uităm... Ia uite și pe ăsta. Păi da, am vorbit mai devreme de Yes Man. Da. Și de eu nu prea cunosc termenul ăsta, nu. Adică nu înseamnă, mă pliez pe... Este mai urât în popor, sintagma populară este mult mai urâtă, nici n-are să o pronunțăm. Da. Dar asta este. Când avem o asemenea inițiativă, să spunem așa, în care să fie, nu știu, o asociație să rezolve problema asta. În care vine asociația respectivă la primărie și zice, ia să vedem contractele, nu știu când, sau am avut o sesizare, așa mai departe. Pentru că cine să facă astfel de lucruri? A spus că cetățeanul, nu? Și asociațiile... Orice cetățean poate să facă lucrul ăsta. Este la îndemâna fiecăruia. Pot să facă aceste lucruri, nu? Da. Bun. Și dacă se găsesc cumva... Ce se întâmplă mai departe? Organele de abilitate trebuie să-și facă datoria, pentru că sunt datoare să-i ofere un răspuns în urma cercetării cetățeanului, deci, respectiv. Legi și regulamente există. Dar trebuie puse în aplicare. Corect. Deci este legea 544, a spus, nu? Da. Din? 2001. Cu completări și... Mă rog. Deci cetățenii au posibilitatea să verifice aceste lucruri. Da. De obicei, cum reacționează? Eu personal am făcut câteva cereri în sensul ăsta și n-am avut probleme. La Teiuș? Nu doar. La Alba știți cum stau lucrurile? Da, se oferă informații. Parțial sau total? Total nu cred că s-au furnizat, dar trebuie să știi și ce să ceri. Mm. Adică, și de unde poți să inventezi? Cum poți să știi ce ar trebui să ceri? Păi cunoscând speța respectivă. Am înțeles. Deci trebuie să fii de meserie. Nu neapărat de meserie, dar ceea ce ceri trebuie să știi. Să te documentezi în prealabil. Deci dumneavoastră mergeți în 2 octombrie la București. Cu ce inimă, cu ce gând? Ce doriți să se rezolve la București? Pentru că din 3 octombrie vrem să... Nu știu, să se plafoneze, să... Nu știu ce să se facă. Păi noi, sincer, am vrea să schimbăm... guvernul ăsta, să schimbăm clasa asta politică, la actuală. Crezi că se poate, da? Da, dacă bineînțeles n-am că se poate. Dacă nu se poate, n-am fi aici. Am înțeles. Deci, vreți cumva să cereți explicații mai amănunțite? Da, vreau să-i trimitem acasă. Vreau să-i trimitem acasă, pentru că suntem sătui de explicațiile lor și de pledoariile lor. Am văzut și activitatea în ultimii 30 de ani. Cunoaștem. N-au cum să ne schimbă părerea și n-au ce să îmbunătățească. Bun. N-au ce să mai facă bun pentru noi. Haideți să luăm, că asta este foarte interesant, să luăm acel sondaj care a spus dumneavoastră că PSD e pe primul loc și dumneavoastră AUR pe al doilea loc, nu? Să spunem că
reflectă... Un sondaj sociopol. Nu vreau să întreb cine a plătit sondajul, că de obicei cu așa siguranță e. Nu noi, pentru că nu avem bani. Cu siguranță știți că suntem singurul partid politic care nu folosim banii alocați de guvern. Toți banii sunt în contul partidului. Și cu siguranță nu noi am plătit acest sondaj. Bun. Să presupunem, să facem acest scenariu sau simulare, că la viitoarele alegeri PSD e pe primul loc, AOR pe al doilea loc. Ce faceți cu PSD? Din păcate nu o să prea avem ce face. O să faceți cum a făcut și PNL cu PSD? Nu, din punctul meu de vedere nu. Dar ce să faceți? Caz. Luptăm în continuare. Cum? Ca și până acum. Că de obicei, doi se luptă și al treilea câștigă. Al treilea care va fi? Nu știu. Cum s-a întâmplat până acum, de 30 de ani? Partidul care n-a dispărut de la guvernare deloc. De mereu. Nu știu. FSN-ul, probabil, da. Mă rog, dumneavoastră știți mai bine. Cum o să duceți viața? Ce așteaptă România? Ce să aștepte România? Ce să se aștepte România? S-ar putea să fie ultima zvâcnire a voinței naționaliste mai amplă, de amploare. Așa? Crezi că aveți putere să rezolvi mai multe lucruri decât... Ce condiții veți pune, până la urmă? Că sunt două lucruri, două vederi diferite. Nu? Sunt cei care sunt acum la guvernare, care este, mă rog, PSD, PNL, așa mai departe. Dacă nu sunteți pe locul 2 și va fi așa, atunci veți fi pe locul 2 după PSD, care ei au linia mai departe și AUR deocamdată nu. Păi AUR nu va face alianță cu PSD. Eu mă înțeles, dar totuși, cum proiectele se duc mai departe dacă ei au totuși puțină majoritate? Domnul Butuc, nu sunt politician. Nu, am înțeles, dar nu mă consider un care politician sunt, care să pot să dau un răspuns la întrebarea asta acum. Da, deci o să vedeți atunci ce... Dar v-am spus, cum din punctul meu de vedere, alianță cu PSD nu văd. Deci din punctul meu de vedere. Am înțeles. Și nu pot să vă răspund la astfel de întrebare. Nu, pentru că și cetățenii își dau seama că totuși va fi foarte greu. Categoric. Este greu acum, dar tot asta. Greu va fi încă. Da. Păi nu scăpăm așa ușor. Da. Da. Dar nu abandonăm nici lupta. Ce le transmiteți telespectatorilor? Telespectatorilor le transmitem să se trezească și să vină în data de 2 octombrie în piața Universității la ora 14, să fie alături de noi și să-și recapete țara înapoi. Da. Și eu le transmite ce le transmite mereu și domnul Mitică, să fiți deștepți și fără frică. Da, asta e frumos. Da, numai că știți cum e zona de București, încă este numită a celui care se numește Mitică. Da. Bine, să facem asta acție de, da, da, de da. Asta, da. Să fiți deștepți și fără frică. Bun. Păi, vă mulțumesc mult de tot pentru că ați fost în seara aceasta și ați dat așa multe detalii pentru telespectatori și îi așteptați în piața Universității, în 2 octombrie, la ora 14. Și noi vă mulțumim. Deci protestul românilor, nu al aurarilor. Nu este un meeting politic, este un protest social. Am înțeles. Deci, stimați telespectatori, așa cum ați remarcat și ați văzut că sunt totuși lucruri care le-am învățat și faptul că sistemul de valori încă există, sunt cele 10 porunci cum le-am auzit mai devreme și așteptăm ca mulți dintre dumneavoastră să ia atitudine și să
aibă pasiune, să-i pese de partea socială și de aproapele fiecăruia, ca să putem trăi o viață liniștită. De aceea vă spunem și în seara aceasta, noapte bună și la revedere!